Pacea Domnului Isus Hristos, celor ce sunt aproape, dar și celor ce sunt departe. Dați-mi voie să încep punând o întrebare foarte simplă. Cum vă imaginați dumneavoastră că pe vremea Domnului Isus Hristos, cei ce îl ascultau și îl auzeau, Înțelegeau ceea ce Domnul Isus Hristos spune. Deși Domnul Isus Hristos probabil că a rostit Matei, capitolul 5, cu fericirile, pentru că despre, despre asta vorbim în seara asta, Matei 5, cu fericirile, le-a rostit probabil foarte repede. Nu știu cât să fi durat până când a spus fericirile. 10 minute? Mai mult? Iar noi. Ne luăm la fiecare fericire câte o oră. Oare de ce insistăm atât de mult pe fiecare fericire o oră? Când Domnul Isus Hristos le-a rostit în 10 minute, iar cei de acolo au fost atât de captați de ele, încât, atât de captivați, încât pur și simplu le-au învățat pe din afară. Adică le-au auzit odată și le-au ținut minte. Noi ne luăm timp câte o oră la fiecare și Parcă n-am auzit niciodată de ele. Și parcă mereu sunt noi, și parcă mereu nu știm, și. De ce așa? Nu pun semnul de întrebare în legătură cu noi. Pun semnul de întrebare în legătură cu ei. Cum au reușit ei așa să audă odată și să le învețe pe toate câte sunt? Pe toate odată. Cum au reușit? Trebuie să înțelegem că a avut cuvântul Domnului Isus Hristos un impact în viața lor extraordinar, un impact asupra lor. Și trebuie să recunoaștem de asemenea că impactul asupra noastră nu e același. De ce? Întrebarea următoare care s-ar naște de aici este ar dori Domnul Isus Hristos ca și asupra noastră să aibă același impact? Așa ar trebui să fie. Are? Și cu această întrebare las ca Cuvântul lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră. Va reuși în seara asta Cuvântul lui Dumnezeu să aibă impact. <coughs> Vă rog să observați fericirile merg ascendent, cu alte cuvinte, cumulativ. Cu alte cuvinte, una clădește pe cealaltă. Este o scară ă, extraordinară pe care urcăm. Adică ferice de cei care au nevoie de Duhul Sfânt și sunt săraci și tânjesc după Duhul Sfânt, este baza oricărui noțiuni de fericire. 2. ferice de cei ce plâng lumea, societatea și nu se simt bine în lumea aceasta care se depărtează de Dumnezeu. Este treapta a doua care este fundamentală și ea în fericire. Nu poți să ai fericirea dacă înainte de asta n-ai plâns și nu te-ai simțit străin într-o lume atât de străină. Trei. Cei blânzi, ferice de ei, că cei vor moșteni pământul. Și spuneam, e greu să înțelegem ce e blândețea. Blândețea se referă la cum reacționăm noi la momentul pierderilor. Când pierzi câte ceva, cum reacționezi? Cum reacționează creștinul deci, spune ce bine ar fi să fii blând când pierzi. Să fii blând. Să nu te mâni, să nu trăiești tragedii, să nu uh, te lovești de toate limitările în care ești încorsetat în societate, ci să fii blând. Urmează apoi. Vă rog, deci, vă rog să observați: se adună și, de asemenea, vă rog să observați că este din ce în ce mai eficient până la urmă. Ferice de cei flămâni și însetași după neprihănire, neprihănirea care noi din lumea asta, care e greu de înțeles, am pierdut-o, nu știm cum să fii flămând după ceva de care, sau pe care n-ai gustat. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune că este lăsat de Dumnezeu în sufletul nostru acest dor, această foame după neprihănire. În sabatul trecut am vorbit despre cei milostivi. Vă aduceți aminte? Mila. Am spus, este frumusețea lui Dumnezeu. Veniți să vă arăt frumusețea mea. Îi spune Domnul lui Moise, vină și voi face să treacă prin prinaintea ta toată frumusețea mea. Și când este vorba să treacă ceva prinaintea lui Moise, Domnul spune, Dumnezeu este plin de milă și bogat în îndurare. Milă și îndurare. Frumusețea lui Dumnezeu. În momentele care urmează astăzi, aș dori să vă invit să trecem mai departe la următoarea. Care este următoarea fericire? Următorul Următoarea descoperire vis-a-vis -vis de fericire. Fericirea cei cu inima curată. Și în seara asta vă voi invita să încercăm să înțelegem ce înțelege Dumnezeu prin inima curată. Nu dicționarul, nu, nu vă voi trimite la Dex în momentul ăsta. Nu, voi folosi, voi folosi definiții din domeniul psihologic sau din altă parte voi folosi cuvântul lui Dumnezeu ca să înțeleg ce a vrut să spună el în limbajul său. Și din momentul ăsta voi ruga pe cei de la media să afișeze câteva texte pe care am dori să sau aș dori să le urmărim împreună. Primul text, Matei 15 cu 19. Căci din inimă ies ce anume? Gândurile. Vă rog să observați, e, e ceva deosebire între inimă și gânduri, nu? Există o cauză primară și există o cauză secundară. Se pare că inima este cauza primară care generează și formează ce? Poftiți? Gânduri. Și atunci e foarte important pentru mine și pentru noi să înțelegem ce formează gândirea noastră discursivă propozițiile acelea care trec în continuu prin, pe afișajul minții noastre, chiar dacă nu le vorbim, chiar dacă nu le spunem cu voce tare, mintea noastră aleargă în stânga și în dreapta. Cine conduce, cine conduce cum să spun, avalanșa asta de gândire? O minte care nu obosește niciodată în continuu nefrământă. Cine o conduce? Poftiți? Inima, dar ce e aia? În general, în Vechiul Testament, în Sfânta Scriptură, inima se referă la omul din lăuntru, la partea interioară, dar vă rog să observați că acum Domnul Isus Hristos este puțin mai analitic și spune: Fiți atenți că dincolo de gândirea voastră este altceva care vă împinge, vă definește și vă generează gândirea. Ce anume? Noi zicem inima, dar ce e inima în în, în, termenii noștri de azi. Poftiți? Mulțumesc, fratele Octavian mi-a zis emoțiile. Vă rog să observați gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturisirile mincinoase, hulele, toate acestea au la bază una, o anume platformă, o anume platformă emoțională. Depinde foarte, depinde foarte mult despre sau de dispoziția noastră emoțională, cum ne simțim pentru ca mai apoi să ajungem la cum gândim. Ce se întâmplă când încep dimineața pe un fond emoțional gol? Simți golul ăla în suflet. Îl simți. Și n-ai timp să-l umpli și pleci. Că te grăbești la serviciu. Ce se întâmplă? Forul care generează gânduri devine sau este extrem de sărac în puterea de control. Iar textul pe care îl avem aici spune că, în mod natural, fondul nostru emoțional creează ce? Gânduri de care? Rele, fondul nostru natural nu creează, nu formează gânduri bune. Dumnezeu spune lucrul ăsta și noi încercăm să ajustăm aceste lucruri printr-un umanism destul de modern. Astăzi, dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne la aceeași, la aceeași concluzie, fiți atenți! În mod natural, emoțiile noastre, frustrările noastre temerile noastre, poftele noastre, care toate sunt la nivelul acesta emoțional, toate aruncă spre minte, la nivelul minții, aruncă uh, vectori sau cum să spun, solicitări negative sau rele. Din cauza asta, oamenii devin ucigași, spune aici. Datorită faptului că e emoțional, spune Dumnezeu, ai ucis întâi când îi spui fratelui tău cum? Sau, îi spui nebunule, sau l-ai urât în sufletul tău. Dacă l-ai urât pe fratele tău, este domeniul emoțional, de acolo pornește uciderea. Nu e nicio problemă. Deci întâi, întâi e o problemă de emoție. Și după aceea emoția respectivă se conturează prin gânduri. Iar gândurile se exteriorizează prin acțiuni. Și mântuitorul spune: Fiți atenți, eu am de gând să am de gând să pornesc acolo la bază. Hai să vorbim acum de uh, dispoziția noastră din fiecare dimineață, de dispoziția noastră din fiecare oră, de dispoziția noastră din timpul zilei sau din timpul serii, de dispoziția noastră continuă. Infidelitatea pornește din, de la nivelul minții. Furtul pornește la nivelul poftei. Niciodată un om care spune sunt mulțumit că am destul, niciodată un om nu va, de tipul ăsta nu va fura. am destul, n-am nevoie. Primele mele exemple de om mulțumit au fost într-un spital Azil de bătrân, care era la noi, la noi în localitate. Și când mama care lucra pe secția respectivă, mă lua și pe mine la spital și așa am cunoscut pe sora Nicolița, fratele Grigore, Nina și alte câteva persoane care se pocăiseră, dar erau acolo, erau paraplegici. Nina, spre exemplu, nu-și putea mișca decât capul. Fratele Gorică avea. Avea o miopatie care, la un moment dat, îi întorsese mâinile în toate pozițiile și se plimba dintr-o parte în alta pe un scăunel pe care îl tăra după el. Sora Nicolița, care a fost o, o minune a lui Dumnezeu între ei, da. a, paralizată de la mijloc în jos, întotdeauna când te duceai la el și întrebai, spune-ne, de ce ai nevoie? cu un zâmbet, nimic. Avem de toate. Doamne, cum să ai de toate? Oamenii ăștia nu, nu, nu tânjesc la altceva, nu le trebuie. Da. Hulele, min, minciunile și așa mai departe. Ce am vrut să spun este că, este că avem motorul acesta emoțional care întotdeauna Afectează gândirea. Aveți grijă de El. Haideți să avem grijă de El. Dați-i rugăciune. Dați-i cuvântul lui Dumnezeu. Umpleți golul pentru ca mai departe, prin această umplere, gândurile noastre să fie schimbate. Acțiunile noastre să fie de altfel. Marcu 7 cu 6. Isus le-a răspuns fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Din nou un soi de schizofrenie. Din nou un soi de rupere a ființei umane. Rupere între ce? Două domenii. Unde se află splitul sau ruperea? Unde se află? Între. Zice aici între vorbe, între buze și inimă. Cu buzele, afirmațiile sunt nemaipomenite. Declarațiile, profesia de credință este la înălțime. Unde e problema creștinului? Unde e problema? Să fie limpede. Noi nu avem probleme la nivel de afirmații. Noi avem probleme la nivel de iubire, la nivel de emoții. Chiar îți place să stai lângă Dumnezeu că din buze așa spui, că îl cinstim, ne place și este o adevărată plăcere să stăm împreună cu Dumnezeu. Așa spunem, nu? Chiar așa e? Chiar așa? Inima este departe de mine. În altă parte, în Vechiul Testament, în lista împăraților lui Iuda și lui Israel, apare, o, apare secvențial o anumită situație. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu era cu toată inima de partea Domnului sau inima lui nu era toată a Domnului. Era doar parte. E foarte greu să-ți emoțiile. așa e? Noi ne pocăim gândirea. De ce? Pentru că am învățat la școală. Am învățat peste tot. Pământul ăsta ne învață să ne schimbăm gândirea, să ne reformulăm, dacă vreți, concepte și așa mai departe. Dar pământul ăsta nu ne învață absolut deloc să ne pocăim simțirile gândirile, emoțiile noastre. Și rămânem într-o zonă, rămânem într-o zonă extrem, de, extrem de, 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 puternică, unde nu avem mijloace de schimbare cam care ar fi mijloacele de schimbare a emoțiilor noastre. Cum să-l faci pe un om care nu iubește să iubească? Ce mijloace ai? Poftiți? Pune pe cineva poruncește-i să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. poruncește -i. ce vei obține. Cu buzele. Repetă după tine. Omul respectiv sau poporul respectiv repetă după tine. Spune, da, îl iubesc cu. Da, inima se schimbă. Este o zonă extrem de bine apărată în care noi înșine nu putem intra decât foarte greu. Și în momentul în care pornești un război împotriva acestei zone extrem de bine apărate, ai șansa teribilă să stârnești un război, despre care vom vorbi la final, un război teribil de greu. Haideți să vă întreb un lucru. Te mai lupți, mai ești în războiul ăsta sau l-ai terminat? Sunteți cu mine? Sunteți cu mine? Haideți, vă rog. Mai ești în războiul ăsta? Sau s-a gătat războiul? Până când? Până când va fi războiul între conștiința da, inima ba? Sau inima ba, conștiința da? Până când, ce mijloace avem ca să ajungă până la inimă? Și nu avem mijloace. De aia venim la Dumnezeu și prăbușiți înaintea lui spunem, Doamne, ia inima că eu nu ți-o pot. Nu ți-o pot da. Nici măcar nu ți-o pot da. Ia-mi-o tu. Schimbă-o tu. Greu ușor? Luca 8 cu 12 Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Auzim? Auzim? Da. Apoi vine cine? Vine diavolul și ia cuvântul din inima lor. Cum îl ia mă, frate? Ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cum îți ia Satan cuvântul din inimă? Nu din minte. Din inimă. Ți-l ia din, mint, din inimă, în minte poate că mai rămâne, dar ți ia din inimă de nu rămâne nimic acolo. De unde ți ia? ce inima? La nivelul sentimentelor, ți-l ia, ți ia de acolo unde ar trebui să-l iubești, ți ia de acolo unde ar trebui să fii fericit cu el, acolo unde ar trebui să-l păstrezi și să-l crești. ți ia de acolo. Și te trezești că la nivelul emoțiilor, tu nu te mai străduiești să iubești cuvântul, ci te străduiești doar să. Spuneți-mi. Ia să mai învăț un verset. La nivelul minții. Ia să mai răspund la studiu biblic. Ia să văd ce mai știu. Sigur că da. Exercițiile astea sunt bune? Sigur. Dar dacă nu pătrund mai... Adânc decât doar să înveți un verset. Dacă nu pătrunde acolo unde zice cuvântul din inimă, adică acolo unde să te bucuri. Citesc, pe, citesc psalmii, trimestrul acesta am studiat psalmii și te uluiește psalmistul, te uluiește David, zice strâng cuvântul tău în inima mea. Când am legea ta în inima mea, mă bucur de parcă aș avea toate toate comorile, cum, băi, cum, băi, David, cum te bucur tu de cele 10 porunci, de parcă ai avea toate comorile, că eu. Eu zic că e legalism. Și parcă nici nu-mi place, și parcă nici nu mă bucur, și parcă... Înțelegeți? Noi punem legea undeva la nivelul minții, noi punem cuvântul lui Dumnezeu, noi punem porunca lui Dumnezeu, noi punem tot ceea ce vreți, viața Domnului Isus Hristos, Evanghelie, le punem la nivelul minții și bine, nu e nicio problemă, dar dacă nu coboară mai jos, în așa fel încât să nu poți dormi noaptea de drag, să nu poți dormi noaptea de bucurie, să te trezești dimineața și să zici, o, Doamne, când vei veni la mine? cuvântul tău în viață. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta. E o problemă. E o problemă de luptă între cuvântul lui Dumnezeu și eu. Apropo, mai sunteți în lupta asta? Sau s-a dacă s-a gătat, cumva vreau să vă întreb. S-a gătat pentru că ați obținut biruința sau s-a gătat pentru că nu mai luptați? Hmm? Cum e? Ce bine ar fi să nu se mai împotrivească nimic în viața mea și în viața ta față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și uite așa, să, să te duci la Cuvântul lui Dumnezeu, cum scap? Cum mai cinci minute cum te duci la Cuvântul lui Dumnezeu. Și ia să văd cum mai e și să-l iubești. Mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Nu știu cum e comoa, comoara la dumneavoastră, dar vreau să vă întreb așa. Vă bucurați când primiți salariu? Nu, nu știu ce ex, alt exemplu să vă dau. E zi, zi luminoasă ziua de salariu. Cam așa să fie. Am primit salariul. Bucuria. Atunci Iisus le-a zis o nepricepuților și să bavnici cu inima când este vorba să credeți ce au zis prorocii nepricepuților și să bavnici cu inima. Mă veți întreba dar cum poate inima să fie pricepută? Adică cum pot emoțiile să fie unite cu mintea? Că mintea dă pricepere, emoția n-are pricepere, emoția este difuză, emoția nu are moralitate, emoția știe doar atâta, să iubească sau să urască, sunt niște instincte interioare care se declanșează și care până la urmă trebuie să fie unite cu priceperea. Ele trebuie aduse la nivelul priceperii. Pentru că, încă o dată, emoțiile noastre n-au pricepere. Și suntem într-o societate în care toată societatea vrea ca emoțiile noastre să rămână fără pricepere. Să rămână fără pricepere. Adică să iubești fără să spui problema, lucrul ăsta trebuie iubit sau trebuie urât? Că dacă e urât, de felul lui, trebuie să îl. Ce să faci cu el? Să-l urăști. Nu știu. Ați observat că în ultima vreme părinții nu mai spun copiilor mamă, stai urât. Nu te duce că e urât. Nu face treaba asta că e urât. Nu. Ați observat că nu, nu se mai folosește termenul ăsta. De ce? Pentru că suntem într-o zonă de educație în care suntem învățați și învățăm la rândul nostru să iubim ce este urât și Rău. Țineți minte. Societatea de astăzi ne învață să iubim ce este urât și rău. Pricepere sau nepricepere? Poftiți? Asta e toată treaba. Nepricepuților zăbavnici cu inima. Zăbavnicia asta ce înseamnă? Este un termen mai arhaic din limba slavonă, nu-l prea folosim astăzi. Întârziasă. Întârziat. 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 Întârziat în emoții, când este vorba să crezi. Fratele Octavian spunea, întârziat să crezi. E adevărat lucrul ăsta, dar vă rog să observați că trece prin emoții. Întârzierea asta, faptul că noi ascultăm de Dumnezeu, dar după două ore. Știți? Noi ascultăm de Dumnezeu, dar după o săptămână. Așa au pățit izraeliții la marginea Canaanului. Le-a spus Dumnezeu, intrați că vă dau Țara în stăpânire și au zis, nu intrăm. Păi de ce, nu suntem gata. Dumnezeu a zis, ok, dacă nu intrați, duceți-vă înapoi. Nu, acum mai intrăm. Au venit și ei la porunca lui Dumnezeu la ce, la ce uh, distanță? O zi. Cu o zi. Au venit mai târziu cu o zi. Rezultatul? Au pierdut tot. Nu poți să fii zăbavnic cu Dumnezeu. Dumnezeu îți poruncește acum, acum trebuie să faci. Cum să vă spun? Nu, nu merge altfel. Sfințenia nu se învață decât așa. Știți de ce Dumnezeu ne-a dat sabatul? Ne-a dat sabatul pentru ca să învățăm sfințenia lui Dumnezeu. Adică, oameni buni, 5 minute luate din timpul lui Dumnezeu zăbăvnicia asta, vin și eu cu cinci minute mai târziu, vin și eu cu o oră mai târziu, cinci minute luate din ceea ce e a lui Dumnezeu și tot, toată noțiunea de sfințenie se duce. Toată. Sfânt înseamnă nu te atinge. Reușești să nu te atingi. Nu te atingi. Înveți ceva. Înveți ceva. Înveți că atunci când îți poruncește Dumnezeu, trebuie să se și întâmple. Nu fi zăbavnic. Și încă o dată, atât nepriceperea, cât și zăbăvnicia. Întârzierea asta în ascultare. Trece, trec toate, am două, trec toate prin domeniul emoțiilor. De ce întârzi la biserică? Iertați-mă pentru aplicație. De ce întârzi la biserică? E o problemă de inimă, să știți. Cineva poate să spune, m-am obișnuit, știți, toate lucrurile. Și obișnuința e o problemă de emoție. Îți place mai bine așa. Vă rog să observați, nu întârziem cu mult. Întârziem cu cât? Dom'le, trei minute. Problema este, n-am putut să venim cu trei minute mai devreme. De ce cu trei minute mai târziu? Încercați să vedeți și veți observa că, din punct de vedere al minții, noi nu ne găsim justificări. De ce, spre exemplu, suntem zăbavnici sau întârziați sau întârzietori? Dar, din punct de vedere al emoțiilor, veți găsi întotdeauna motive. Întotdeauna, la nivelul emoțiilor, avem motiv. De ce? Păi. Am avut altceva de făcut, mai important, și m-a ținut cât. Dar l-am făcut repede. Cât? Trei minute. Păi acolo e bătălia. Între ăla care te-a ținut trei minute, și între Dumnezeu care te-a chemat cu trei minute mai devreme. Da. Căci unde este comara voastră? acolo este și inima voastră. Este o problemă de comoară aici. Haideți să înțelegem bine. Dacă vorbim despre inimă, e o problemă de comoară. Nici n-am un alt termen mai bun. Valori, mulțumesc. Dar n-am un termen mai bun. Și termenul de valori, dar nu-i destul. Termenul de comoară mi se pare că e mult mai puternic. Adică e sumă de valori. E tot ceea ce am. E sumă în bonum. Adică suma de bine. Acolo unde ai suma de bine, acest sumă un bonum, acolo ți-e inima. De mirare de ce Dumnezeu spune, dă-mi inima ta. Da? Păi pot să-ți o dau, Doamne. Ce iubesc eu? Păi... Mai sunteți în lupta asta? Între a-L iubi pe Dumnezeu și a iubi ceea ce iubesc eu? Mai sunteți în lupta asta? S-a gătat? Dacă s-a gătat, s-a gătat că ați obținut biruința sau s-a gătat pentru că ați renunțat să luptați? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Ce e asta? Vă rog frumos. ce e asta? Nu, nu dar da, ce este aici? Acolo zice, aceasta este porunca din tâi. Deci asta e porunca Dar Dumnezeu nu ne spune aici, știți, aș vrea să mă iubiți. Dumnezeu spune aici, să iubești. Cu toată inima, cu toată inima, Doamne, te iubești și eu cum pot? E bine, Valentine, cum pot să mă iubești, dar să fie cu toată inima. Da? Păi bine, dar. Se împarte, se împarte. Ioan 12 cu 40. Trăim într-o zonă de insensibilitate majoră, să știți. Sfânta Scriptură nu folosește termenul insensibil. Sfânta Scriptură folosește termenul... Ce, ce termen folosește Scriptura? Împietrită. Trăim într-o societate împietrită. Adică insensibilă. Ce înseamnă asta? Inima ajunge să fie neguvernabilă. Cu alte cuvinte, nu poți struni, nu poți conduce. Eu nu conduc inima, dar ce se întâmplă? Inima își face de cap cu mine. Cu alte cuvinte, inima conduce. Așa-i? Așa mi se spune. Fiți atenți, așa mi se spune. Așa învăț în școală, așa învăț la cursurile de, eu știu psihologie socială și așa mai departe, mi se spune, nu, nu, tu nu poți să stăpânești emoțiile. Emoțiile te stăpânesc pe tine. Oricât te-ai lupta cu emoțiile, poți să le stăpânești o zi, două, trei, o săptămână, dar până la urmă, până la urmă ce se întâmplă? Spuneți-mi mie ce ați învățat. Până la urmă, emoțiile te aruncă în aer. Freud, Young, au spus lucrul ăsta. Poți să arunci emoțiile tale undeva jos, să le pui la nivelul uh, frustrărilor, la nivelul, uh, eu știu, inferior, să te faci că nu ajung la suprafață, dar până la urmă se acumulează, se acumulează ca o bombă și pe urmă explodează. E drept? E adevărat? Fără Dumnezeu, așa e. Dați inima lui Dumnezeu. Și veți asista la o schimbare fundamentală. Veți vedea că nu există frustrări cu Dumnezeu, se rezolvă lucrurile cu Dumnezeu și veți vedea că ceea ce a poruncit Dumnezeu împlinește El în tine. Și anume, dăm inima ta sau să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Se poate despietrirea inimii? Se poate? Dumnezeu promite, se poate despietrirea inimii. În întâlnirea noastră viitoare de dimineață vom lua câteva cazuri în care vom merge pe exemple și pe studiu în legătură cu cum se poate face lucrul ăsta. O inimă despietrită, curățită, altfel. Fraților, repet și voi repeta la fiecare moment, Dumnezeu ne aduce aici. Pentru cea mai puternică școală posibilă pe care a inițiat-o. Pe anume schimbarea omului de la nivelul emoțiilor, de acolo, din interior, de unde nimeni nu poate intra decât Duhul cel Rău sau Duhul lui Dumnezeu. De acolo! Acolo unde sunt cheile oricărei realități umane. Acolo, la nivelul inimii. Dumnezeu ne cheamă să mergem acolo. Și inima de piatră va fi înlocuită cu inima de carne, sensibilă, nouă, spre slava lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, da? Fapte 751, oameni tar la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Fraților, câteva, câteva, lucruri de învățat aici, așa anume, împietrirea vine ca urmare a cărui fapt? Poftiți? Împotriva luptei cu cine? Împotriva luptei cu Duhul Sfânt sau împotriva sau în urma împotrivirii față de Duhul Sfânt. Așa se ajunge la insensibilitate, așa se ajunge la răceală, așa se ajunge la pierderea dragostei din tâi, așa se ajunge la indiferență. Ți se pare că ești indiferent? Ți se pare că stai pe scaunul bisericii și nu-ți mai iubești frații? Ține minte, ai pierdut undeva lupta cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, l-ai biruit. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt. Da? Doamne ferește! 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului Sfânt. Este exact invers și este soluția. Dacă urechea împietrită pietrită Omul tare la cerbice care nu este guvernabil este ca un lup care merge numai înainte, nu poți să-i pui frâie să-l duci în stânga sau în dreapta, el merge numai acolo unde îl duce pe el ce anume, instinctul, inima nepricepută, numai în direcția a merge. Urechile sunt la fel, inima este la fel, nu mai ai ce să-i faci. Dacă ăsta este modelul numărul 1 din, din fapte 7 cu 51, în 2 Corinteni 1 cu 22 este momentul pocăinței unde spune că Duhul Sfânt va fi pus în această inimă de piatră și ca urmare urmează pecetluirea, schimbarea vieții. Frații mei, avem atâta nevoie de Duhul Sfânt pentru ca creștinismul nostru să devină real. Fără Duhul Sfânt, creștinismul nostru devine o vorbă, o pretenție, o declarație foarte frumoasă. Trăim, trăim în domeniul pretenției, dar nu în domeniul realității. Aici spune, ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului Sfânt. Este soluția, este metoda. Eu n-am metode. Care-i metoda? metoda e la el, Duhul Sfânt. Fapte 8 cu 21. Ce e o inimă necurată? Repede de tot. Este vorba de Simon Magul. Și îi spune, îi spune apostolul. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta. Căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte Simon Magul Pleda pentru ceva, cerea ceva, ce anume? Duhul Sfânt. Este o adevărată goană după Duhul Sfânt în vremea noastră de acum. Oameni care cer, oameni care fac stăruință, oameni care zic am nevoie de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu atrage atenția asupra acestui fapt. Dar vezi să-ți fie inima curată. Vezi să-ți fie inima curată nu cere Duhul Sfânt peste o inimă necurată pentru că dacă faci lucrul acesta n-ai nici parte, nici sorți cu Dumnezeu, nu se poate peste o inimă necurată Duhul Sfânt nu va intra niciodată înțelegem care este motivul împietririi creștinului nu necreștinului, poate și lumea dar și în creștin când un creștin își păstrează inima necurată Și cere binecuvântare, cere prezența Duhului Sfânt, stă în rugăciune și așa mai departe, dar nu renunță la lucrurile care sunt păcătoase. Omul acesta nu are nici sorți, nici drept cu Dumnezeu. Și dacă cumva se întâmplă să-l găsești plin de Duh, pe creștinul cu inima necurată, atunci Duhul acela este și el necurat. Iacob 3 cu 14, dar dacă aveți în inima voastră, ce anume? Pismă amară, amărăciune, gelozie, invidie. Ce sunt astea? vezi? Sunt emoții. Uneori nici măcar raționalizate. Simți așa că ai o amărăciune în suflet și nu știi nici de măcar de unde vine. Simți așa că e o lipsă de satisfacție în suflet și nu știi de ce. N-ai raționalizat-o, dar o porți. Și îți vine, ori din pismă, ori din duc de ceartă, că te-ai sculat dimineața cu chef așa și nu te simți bine și te-ai supărat și așa mai departe, toate astea. Spune mai departe că, în cazul ăsta, inima voastră minte împotriva adevărului. Iacob 4 cu 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Ce frumos! Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Este ușa care se deschide pentru ca să se întâmple ceva. Dacă nu se deschide ușa asta, nu se întâmplă nimic. Într-un final, în două minute, aș vrea să deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu în cartea romanilor, capitolul 7, pentru o scurtă identificare. Identificare de situație. Deci, romani 7. Zice așa. Versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pe Pă dinăuntru. Firea pământească cuprinde și inima, așa este? Firea pământească cuprinde și gândirea. În firea pământească nu e nimic bun. Pentru că am voința să fac binele, ce înseamnă am voința? Poftiți? La nivelul minții, al deciziei și al rațiunii, eu vreau să fac binele. Zice mai departe, dar n-am puterea să-l fac. La ce nivel n-am putere? Poftiți? La nivelul inimii. Vreau să vă întreb, mai sunteți în lupta asta? Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Să vă întreb, cine aduce dezordinea asta de personalitate? Cine? Adică mintea o ia într-o parte și restul în altă parte. Cine? Mă ajutați? Poftiți? Inima, emoțiile, emoțiile noastre. Găsesc versetul 21, dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. De unde vine răul? Eu vreau să fac bine la nivelul conștient, la nivelul deciziei, la nivelul unde vreau să merg. Și când vreau să merg încolo, mă trezesc. Cu cine mă trezesc? Mă trezesc cu inima. Că face praf tot. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele și vă rog să observați că inima face parte din mădularele care se răzvrătesc. Inima este sediul trădării emoționale care se întâmplă în fiecare om. Văd în mădularele mele o altă lege, spune versetul 23, care se luptă împotriva legii primite cu mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Care e mai puternic, emoția sau ceea ce am primit cu mintea? Cine, cine mă robește? Inima. Inima. Frații mei, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Vedeți? Vedeți că e o altă lume? Dacă putem vorbi de o inimă curată, e altceva. În sabatul acesta, asta este provocarea. Haideți să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne convingă ca a pregătit o inimă curată pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin. Ne rugăm, Tatăl nostru, să ne cucerești inima cu frumusețea ta, cu viața ta. Ajută-ne Tatăl nostru să putem să gustăm ce bun este Domnul. Și după ce am gustat cât de bun ești, să putem să schimbăm întreaga viața noastră spre slava Ta. Ne sunt emoțiile noastre, sentimentele noastre legate prea mult de pământul ăsta. L-am învățat pe din afară. Avem nevoie să te învățăm pe tine și să ne dezvățăm de Egiptul acestei lumi. Uneori, Doamne, ni se pare că ne ia mai mult ca lui Moise, poate uneori mai mult de 40 de ani, în pustie, în Moab. Dar ajută-ne, Doamne, ca indiferent de vârstă, de experiență, să învățăm pocăința și să învățăm iubirea de Tine. Să iubim rugăciunea, Doamne, să iubim cuvântul Tău să iubim Duhul Tău cel Sfânt, să iubim viața nouă, nașterea din nou, ființa pe care ne-ai promis că o vei pune în noi, și anume Domnul Iisus Hristos. Te rugăm din tot sufletul, învață-ne să iubim pe Domnul Iisus. Amin.